Făina de greier se vinde cu 96,25 de lei kilogramul la un magazin online de produse bio. Din descriere aflăm că acest tip de făină nu are gust, doar o ușoară aromă de nucă și e bogată în proteine. Ni se sugerează și cum o putem folosi. Amestecată cu făină de grâu poate fi o opțiune în prepararea pâinii, a biscuiților, a prăjiturilor, supelor sau chiar în omletă. Poate să fie foarte avantajos pentru persoanele care sunt vegetariene, pentru persoanele care nu pot consuma foarte mulți carbohidrați, cum ar fi, de exemplu, persoanele care țin o cură de slăbire, care urmează o dietă pentru diabetul zaharat. Restaurantele de fine dining, dacă știi să pui cumva un mic accent, neavând... Eu cred că ne gândim mereu la o farfurie plină cu greier, nu e vorba de chestia asta. Sunt niște lucruri care aduc o plus valoare nutritivă, în primul rând, alimentației noastre. Nu toată lumea este deschisă la aceste noi provocări culinare. Chiar dacă nutriționiștii susțin că este bună pentru dietă, prea puțini sunt gata să încerce preparate care conțin făină de greier. Nu mâncați făină de greier, ce căutați cu greierii? Lăsați-i să cântece ei acolo unde sunt. Noi mâncăm ce trebuie să mâncăm. Mâncăm sarmale, mâncăm cărnați, mâncăm ouă de găină. Nu o să înlocuiți acum ouăle de găină cu vreun vierme. Cine o mănâncă? Cei care vor să slăbească. Da. Să o mănânce cine vrea, că nu o mănâncă. Nu mi se pare așa apetisantă la gust. Nu mi se pare că e ceva care ar putea fi mâncat. Greierele de casă este a treia insectă care a fost aprobată pentru consum în Uniunea Europeană. În vara lui 2021 a fost emisă aprobarea pentru viermele galben uscat, iar în noiembrie anul trecut pentru lăcusta călătoare. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, aceste insecte sunt o sursă de alimentație hrănitoare și sănătoasă, cu un conținut bogat de grăsimi, proteine, vitamine, fibre și minerale.